Acestea au fost scenele parcă desprinse dintr-un film de comedie, surprinse zilele trecute de paparații spynews.ro. Personajele principale, fotbalistul Cătălin Țâră și Alexandra Mira, cunoscută drept prințesa telefonelor. După o seară petrecută cu fetele în oraș, Alexandra și-a sunat iubitul să vină să o recupereze de la mall. Îmbrăcată lejer, cu un hanorac oversized, pantaloni largi și părul prins lejer în coc, prințesa noastră s-a deplasat către mașina aflată în parcare, în care iubitul pus pe șotii o aștepta conformat. Și ce credeți? Când a vrut să urce în bolidul de lux, Cătălin i-a blocat ușile, spre disperarea Alexandrei și amuzamentul prietenei care o însoțea. Dar totul e bine când se termină cu bine. Și probabil de teamă ca iubita să nu se supere prea tare, Cătălin a lăsat prințesa să urce în caleașcă. Într-o altă zi, aceiași paparații vigilenți spynews.ro i-au surprins din nou pe cei doi îndrăgostiți. De data asta cu roluri inversate. Alexandra pe post de șofer, iar pe Cătălin în rolul prințului așteptat. Doar că Alexandra nu este la fel de pusă pe glume și în loc să-i blocheze ușile iubitului, preferă să facă o mini-ședință foto ad hoc, pe care mai târziu să o posteze pe site-urile de socializare.